sale de grante, avem un eveniment frumos în viața parohiei noastre, însă acest eveniment noi dorim să fie legat de Ziua Națională a României, 1 decembrie, sunt 103 ani de la Înfăptuirea României Mari, figura lui Vasile Lucaciu, a Părintelui Doctor Sărmăreanu, așa prin excelență, cu toată lumea și toți care îți cunoaște. Cu această ocazie, deci legată de aniversarea Înfăptuirii României Mari, Adriana Zaharia, o domnișoară pe care dumneavoastră o cunoașteți și de la biserică, dar și din presă și din alte ocazii, a îndrăznit să facă, să scrie o carte legată de Constantin Lucaciu, fratele lui Vasile Lucaciu. Și în momentul acesta, sigur, și salut cu această ocazie pe distinșii noștri oaspeți, sunt de fapt Evita Sărmăreană, scriitori, poeți și ziariști pe care dumneavoastră îi cunoașteți și care astăzi, eu așa știu și cred că domnul Felician va fi moderatorul acestei întâlniri și n-aș vrea să greșesc, probabil și ceilalți sigur, din anturajul și din de cei care astăzi sunt prezenți aici, vor lua cuvântul și vor comenta și vor descrie așa cum se face cu lansarea unei cărți. Împreună cu evenimentul acesta strict legat de lansarea cărții Adriana Zaharia, am invitat și alte persoane, artiști ai Sărmarului, doamna Stella Danciu, pe care dumneavoastră o cunoaște și care a mai concertat în biserica noastră cu diverse ocazii. De asemenea, toți ceilalți care, tânărul Adrian Lupescu, vor intra și vor participa și ei la sărbătoarea noastră legată, așa cum am spus, de 1 decembrie, aniversarea Înfăptuirii României. Doamna Stella Danciu, vă rog frumos să veniți și să începeți dumneavoastră această frumoasă spărție din viața parohiei noastre și a comunității noastre. Doamna Danciu va interpreta o vocaliză de Romanino. Cunoașteți unii piesa, însă oricum vă mulțumim încă o dată, doamna Stella, că v-ați făcut timp să veniți și să participați în programul această sărbătoare. După care, domnul Felician, să vă rog să luați problema în mână și să faceți așa cum vreau să știți că trebuie să se facă. Dacă trebuie să ne punem aici scaunul sau să pregătim cu ceva, vă rog. Aș vrea, înainte să începem acest concert, cer scuze, am omis o chestiune importantă. Să știți că la lansarea acestei cărți, cei care doriți să vă procurați această carte, o puteți procura de aici din biserică, iar banii care se adună cu ocazia vânzării acestei cărți, Adriana Zaharia îi oferă comunității noastre din satul mare, mă refer la Casa de Copii, situată pe strada Rodnei numărul 21, comunitate Casă de Copii pe care noi o ajutăm și care face parte, de fapt, din parohia noastră. Mulțumesc din suflet, sărbătoare frumoasă, totdeauna.
Sfinția voastră, duhovnic, Sfințiile voastre, iubiți frați într-o credință și neamă. La seara de astăzi, unei cărți într-o biserică, cred că este încărcată de o simbolistică aparte, mai ales că omul despre care Adrian Zaharia vorbește cu atâta aplicație și sensibilitate, Constantin Lucarciu, a fost preot în biserica aceea care a fost pe locul acesta, biserica veche. Desigur, toată lumea știe cine este Vasile Lucarciu și chiar atunci când Constantin Lucarciu a murit la 60 de ani, în 1920, Nicolae Iorga spunea că poate că umbra marelui său frate oarecum l-a pus într-un fel de anonimat. Adrian Zaharia, după 100 de ani, face o muncă extraordinară și îl aduce în lumină pe acest preot de țară, un om care și-a depășit cu mult această condiție, pentru că în vremurile acelea de restriște, un preot nu era doar un simplu prestator de servicii religioase, ci era sufletul și inima comunității. Citindu-i viața exemplară, acum știm mai bine și mai adânc cui trebuie să mulțumim că noi astăzi, în această biserică, putem vorbi în limba noastră. Doar două episoade vreau să le subliniez antitetice. Primul este din anul 1912, când 16 studenți de la seminarul greco-catolic din Oradea au fost dați afară, pentru că, în particular, au vorbit în limba română. Dintre aceștia, 11 erau sătmăreni. Cum a reacționat Constantin Lucarciu, care era un preot oarecare la Craiul de Roți? A scris ziarului Românul o curajoasă luare de poziție, dar nu numai atât, și a spus că este gata să doneze salariului pe un an pentru înființarea unei facultăți de teologie la Oradea. Dacă o să citiți cartea, o să vedeți că ziarele ungurești îl persiflau, îl atacau, îl făceau un valah periculos și zurbagiu. Ce mai vrea și ăsta? Nu e bine lui acolo? Și al doilea episod, de data aceasta trist, s-a întâmplat în 1915, când protopopiatul la Baia Mare, în unanimitate, a votat excluderea din clerul greco-catolic a lui Vasile și Constantin Lucarciu, care se refugiaseră la București. Știți, există o tristețe a copacului, care știe că din lemnul lui se vor face cos de topor. Iată că după 100 și ceva de ani, foarte multe din dezideratele acelor luptători pentru românism și pentru biserică sunt cumplit de reale. Noi, sigur, nu îndrăznim să spunem lucrurilor pe nume, nu vrem să supărăm pe cei care ne supără tot timpul. Și așa, prin această competiție a imposturii și a non-valorii, am ajuns astăzi unde am ajuns. Și cu cei suntem datori noi lui Constantin Lucarciu? Cu multe. Oamenii aceștia ne-au lăsat o țară pe
fiecare dată după 100 și ceva de ani, noi nici măcar n-am știut să o păstrăm. Această moștenire pe care oamenii aceia ne-au lăsat-o. În 1915, acest preot de la Craidu Roț scria un studiu extraordinar, o carte vizionară despre ceea ce trebuie să fie țara aceasta. Din păcate, trebuie să spunem cu tristețe, generația noastră n-a avut puterea și sacrificiul pe care oamenii aceia au făcut țara aceasta. Eu o felicit pe Adriana Zaharia pentru că a scos la lumină un om care niciodată probabil nu a vrut glorie și nu a vrut nimic pentru sine, ci mereu pentru alții. Și aceasta cred că este magnifica lecție pe care preotul de la Craidu Roț ne-a lăsat-o nouă și grație Adrianei Zaharia, astăzi ea ne este încă o dată reamintită pentru a ne întări în ceea ce credem și în ceea ce suntem. Că biserica aceasta încă este o rană pe chipul țării noastre. Pentru că bisericii acestea s-au făcut atâtea nedreptăți care nici până în ziua de astăzi nu au fost reparate. Acum 20 de ani, un belgean îmi spunea, care iubea România, ce este adevărat că în țara voastră s-au furat până și bisericile? Întrebare retorică. Îl invit să vorbească despre carte pe omul care a străjuit paginile ei, un împătimit al trecutului Sătmarului, din fericire este și managerul cotidianului Informația Zilei și al postului de televiziune ITV, poetul și omul de cultură, Dumitru Păcuraru. Mulțumesc, domnul Pop Felician, pentru că m-ai făcut poet, dar de fapt eu vreau să fiu scriitor, așa cum vor toți cei care scriu. Eu aș începe prin a spune că astăzi lansăm, de fapt, doi autori, două cărți. În această carte sunt două cărți, de fapt. Este, în primul rând, cartea lui Constantin Lucaciu, Biserica, Școala și Armata. Și, în al doilea rând, este cartea scrisă de Adriana Zaharia. Una fără cealaltă era foarte, foarte greu, dacă nu chiar imposibil să fie înțelesă. În jurul lui Constantin Lucaciu, ca de altfel în jurul fiecărui creator, a fiecărui om de cultură, a fiecarei personalități, se creează în timp legende. Sunt însă și oameni în jurul cărora s-au creat legende în timpul vieții. Ei bine, Constantin Lucaciu este unul dintre cei care au contribuit la crearea legendei în jurul fratelui său, Dr. Vasile Lucaciu. Și asta este lucrul cel mai important la acest om. Aș face și o paranteză. Am adus cu această ocazie aici, în această mare construcție, o carte. Este vorba despre Aurel Pop, un album despre Aurel Pop, volumul 2. Aurel Pop este cel care, uitându-mă aici prin această construcție extraordinară, a creat elementele artistice. Nu sunt toate. S-a intervenit pe aici, pe acolo. În această carte, la care a lucrat și Adriana Zaharia, precum și Oana Păcurar, veți regăsi, cei care sunteți interesați de istoricul acestei biserici, schițele originale ale băncilor, ale ornamentelor,
din această biserică. Ce vreau să spun cu acest lucru? Sunt oameni care nu pot fi despărțiți chiar dacă unuia îi se dedică o carte, o monografie. Din această categorie face parte și Aurel Pop, dar și unul dintre prim curatorii acestei biserici, Augustin Ferențiu. Este cel care, potrivit unor documente pe care le-am studiat, a donat numai puțin decât 1,5 milioane de lei pentru această biserică. Adriana Zaharia scrie o carte și despre acest personaj, de fapt primul primar român din Satul Mare. Când vorbim despre Constantin Lucaciu, desigur vorbim despre toți memorandiștii, vorbim despre doctor Vasile Lucaciu, despre Gheorghe Pop de Băsești, vorbim practic despre acest colț de țară și vorbim despre Transilvania. Când vorbim despre doctor Vasile Lucaciu, vorbim despre acest colț de țară, vorbim despre Transilvania, vorbim despre România, vorbim despre unire. Așadar, de unul singur nimeni nu poate face nimic. Adriana Zaharia a demonstrat acest lucru foarte bine în această carte. Fără oameni precum Constantin Lucaciu, niște simpli preoți de țară, nu era posibil nici memorandumul și aș îndrăzni să spun, nu era posibilă nici Marea Unire. Preoții erau agenții electorali. Adriana Zaharia a depistat un smerit memoriu adresat mai marilor biserici, prin care nici mai mult, nici mai puțin decât se propunea formarea unei, în ghilimele, mare armate. Era vorba, zice Constantin Lucaciu, despre 1,5 milioane de persoane. În acest smerit memoriu, un text de fapt îmbrăcat într-un limbaj liturgic, se propunea nici mai mult, nici mai puțin decât o uniune în interiorul Transilvaniei a tuturor românilor. Este un text subversiv, absolut subversiv. Citiți cartea și veți găsi aproape la fiecare pagină lucruri extraordinare. Felician a pomenit de cei 16 studenți exmatriculați. În această carte veți găsi și un episod trist petrecut la Apateu, așa aici în Giurgiu. În toiul unei campanii electorale au fost omorâți 4 oameni. Deci 4 martiri. Este pentru prima oară când se știe acest lucru, deși s-a petrecut și au scris toate ziarele, nu numai cele românești, și cele străine. Încă un lucru extraordinar pe care îl face autoarea este că pentru prima dată publică în întregime, în extenso, toate articolele apărute despre Constantin Lucaciu în limba maghiară. Vreau să vă spun că ziariștii, jurnaliștii maghiari erau foarte, foarte buni. Deci erau foarte critici și chiar cu guvernul, cu partidul de guvernământ, și prin forța împrejurărilor, desigur, erau adversarii memorandiștilor, a propagandiștilor români, cum ziceau ei. Cu toate acestea, singurul portret făcut de un ziarist, acestui mare om, Constantin Lucaciu, este scris de un ziarist maghiar. Zice că i se părea un cardinal din Evul Mediu, care lucrau în sprijinul popoarelor lor. Desigur, după un timp, același ziarist scrie urât despre același Constantin Lucaciu. Astfel de cărți trebuie să apară în continuare și vă spun aici, Adriana Zaharia lucrează la, cum zicem noi, saga familiei Lucaciu, după
această carte urmează lucrarea de doctorat dedicată doctorului Vasile Lukaciu și urmează o istorie a familiei Lukaciu. Într-adevăr, vorbim aici despre o adevărată dinastie. Păcat că, din punct de vedere, mă rog, al urmașilor, pare întreruptă această dinastie. Dar nu neapărat legăturile de sânge sunt importante în astfel de întreprinderi, cum este istoria națională. Deci trebuie să ne așteptăm la apariții de-a dreptul senzaționale despre cei care ne place să spunem și cu adevărat au și făcut ceea ce au spus, au făcut Marea Unire, pentru că se apropie 1 decembrie. Dr. Vasile Lukaciu a avut, nu știu cum să spun eu, decența, inspirația divină de a trece la cele veșnice într-o zi simbolică sau prevestitoare, în 28 noiembrie, pentru ca exact de ziua națională să fie înmormântată. Trebuie să vă imaginați ce însemnau 800 de sănii. 800 de sănii l-au condus de la gara din Baia Sprie până la Șișești. 800 de sănii înseamnă 1600 de cai. În aceste sănii erau duși spre Șișești, toți însoțitorii, în frunte cu primul ministru a țării, cu Octavian Goga și toți ceilalți. Sunt foarte multe povești care pot fi brodate în jurul acestei familii. De pildă, fratele lui Vasile Lukaciu, Petru Lukaciu, inginer de mine, a donat Academiei Române 1,5 milioane de lei, la valoarea banilor din perioada interbelică, era o sumă uriașă. Acești bani trebuiau folosiți pentru burse acordate tinerilor săraci. Cred că cu tenacitatea ei, Adriana Zaharia va verifica, se va documenta să vedem ce a făcut Academia Română cu suma respectivă. Chiar dacă banii s-au pierdut, important este să știm că un membru al acestei familii a contribuit la dezvoltarea Academiei Române și într-un moment în care chiar avea Academia nevoie de ajutor în perioada interbelică. Care dintre dumneavoastră ați citit cartea? Da, bănuiesc că nu foarte mulți, pentru că abia acum se lansează. Veți găsi lucruri extraordinare în această carte și de aceea vă rog să o citiți cu mare atenție și să faceți și o comparație între ceea ce scriau ziarele de limbă română și ceea ce scriau ziarele de limbă maghiară. Spun încă o dată, acesta este noutatea absolută a acestei cărți. Așa cum observa profesorul universitar Nicoară, Toader Nicoară, Adriana Zaharia este, zicea domnul profesor, cea mai mare cunoscătoare a istoriei familiei Lukaciu. Într-adevăr, are peste 200 de documente originale, însumând peste 400 de pagini, inedite, în sensul că, deci spun originale și inedite în același timp, în sensul că n-au fost publicate. Încă n-au fost publicate. Deci una este să ai documentele originale și alta este să mergi la Biblioteca Academiei sau la Muzeul Unirii din Alba Iulia să studiezi copiile documentelor care se află în arhivele respective sau chiar la arhive. Despre asta este vorba aici. Despre niște oameni care muncesc și scormonesc în trecutul istoric pentru a scoate la lumină ceea ce a fost cu adevărat important. Dacă spuneam că Adriana Zaharia este cea mai mare cunoscătoare a familiei Lukaciu, spunea profesorul Nicoară,
care știe ce spune. George Vulturescu, aici de față, este cel mai mare cunoscător a literaturii, a culturii sădmărene. Să zicem, Oana Păcurare este cea mai mare, cea mai bună cunoscătoare a operei lui Aurel Pop. Felician Pop, cu Rodion Marcovici, este pe departe cel mai mare cunoscător a operei și vieții și activității acestui scriitor. Am rămas eu cu Robert Laszlo, care nu suntem cei mai, dar ne străduim și noi. Avem tot timpul din lume să fim cei mai. Deci, cred că am vorbit destul. În biserică, de obicei, se vorbește mai pe scurt. Așa? E în regulă? N-am depășit. Așa. Și îi dau cuvântul moderatorului sau direct pe domnul Vulturescu să-l invit, ca să nu mai facem. Să primit în rândul dumneavoastră. Preacucernice, Părinte Protopop, dragi sădmăreni, nu vom face patru cărți, că suntem patru, nu cei care vorbim, ci vom sublinia numai câteva lucruri pe care această carte ni le pune în față. Suntem într-o perioadă a sărbătorilor, o perioadă în care sub bradul de Crăciun vor apare daruri. Așa trebuie să luăm și această carte a lui Adrian Azaria, un dar, un dar pentru sădmărenie. Sigur că Dumitru Păcuraru a spus că sunt două cărți în această carte. Nu trebuie să cădem numai în această capcană, deci așa că atunci ar trebui să fie numai Constantin Lucaciu pe această copertă, ci este vorba de cu totul și cu totul altceva. Deci, care este rostul Adrianei Zaharia? Un ziarist tenace, informat, un istoric care va aduce multe surprize în cultura sădmăreană. Să faci un portret, un portret viu, din articole de ziar, din informații sumare, așa cum a spus și Felician Pop și Dumitru Păcuraru, a fost o umbră Constantin Lucaciu. Oare? Haideți să privim puțin atent. Vreau să vă spun că dintre multele lucruri pe care le spune Adriana Zaharia, ea are curajul să încerce să discute despre o dinastie a lucăcenilor. Cine este această dinastie? Deci așa. Evident, poate fi pus Epaminoda, fiul lui Vasile Lucaciu, poate fi pus Constantin, așa, și sigur că vârful este Vasile Lucaciu, dar trebuie să ținem cont că această dinastie ca o pasăre, nu? Nu zboară numai cu aripa Vasile Lucaciu. Iată, zboară și cu cealaltă aripă a lui Constantin Lucaciu. Dacă putem vorbi metaforic, pentru că poetul din mine așa spune, Adriana Zaharia ne-a redat în întregime o pasăre, un profil al dinastiei lucăcenilor cu două mari aripi, Lucaciu și Constantin. De ce și Constantin trebuie privit? Nu neapărat ca un erudit, și vreau să vă spun că Adriana Zaharia, dintre alte multe lucruri pe care le face foarte bine, ezită oare să-l numim un erudit sau nu pe Constantin Lucaciu, pentru că, sigur că tronează deasupra opera și faptele fratelui său, Vasile Lucaciu. Numai că, îndrăznind să-l așeze alături de George Pop de Băsești, de Ion Rațiu, de Iuliu Coroianu și așa mai departe, de Octavian Goga, de fapt, Adriana Zaharia puntează și face o radiografie culturală a minților din acea perioadă. Prin ce n-a reușit sau a reușit
Constantin Lucaciu să rămână. Vreau să vă spun că acest mic discurs, un smerit memoriu pe care l-a adresat ierarhilor bisericii din Transilvania, din Lugoj, din Oradea și așa mai departe, ce propune? Deci vreau să nu uităm acest lucru. Propune reuniunea de cântări, deci așa, a Marianelor, cununa Marianelor. Este o idee excepțională să privim pe Constantin Lucaciu și prin acest lucru, prin faptul că a pus în discuție, în mișcare, această cunună a Marianelor, evident dedicată, desigur, Sfintei Fecioare Maria. Ce este foarte important, a doua carte, și de fapt singura care a fost publicată sub formă de carte, Biserica Școala Armată. Vreau să vă spun că este o radiografie a societății românești din acea perioadă, dar nu numai a românilor greco-catolici, ci el discută, deci, religia în tot spațiul românesc, Moldova, deci sigur Transilvania și Muntenia. Are pagini superbe, minunate despre ortodoxism. Trebuie să fim atenți la aceste lucruri, familia Lucaciu, sigur, sub suflet și trup pentru greco-catolicism, dar a știut să privească în întregime neamul românesc. Acest lucru îl face Adriana în prefața ei. Deci știe să-l așeze pe Constantin Lucaciu într-o pleiadă, într-o pleiadă care a văzut în întregime spațiul românesc, au luptat pentru el. Vreau să vă spun că îmi place și această idee pe care a găsit-o ea, deci aceea de polemist. Au spus amândoi antevorbitorii mei că presa maghiară, evident, l-a atacat în continuu, cum știm foarte bine, deci acest lucru, cu nu virulența trebuie văzută, ci există și un anumit cod, deci la ziariștii maghiari, care, deci un cod de onoare, deci așa, au făcut un portret. Deci din ziarele maghiare, Adriana Zaharia știe să facă un portret al românului Constantin Lucaci. Acest lucru mi se pare deosebit. Deci majoritatea trăsăturilor, deci așa, de luptător, de implicare a lui Constantin Lucaciu, reies de unde? Reies din articolele în limba maghiară pe care Adriana, cu o muncă temeinică benedictină, deci a reușit să ni le aducă în față. Așadar, vă atrag atenția asupra acestor aspecte pe care ați avea dumneavoastră șansa, bucuria de a le găsi în această carte. A vorbit Dumitru Pecuraru de proiectele la care lucrează. Eu vreau să vă spun că ea, de fapt, lucrează și la un proiect literar care se numește Poesis și tot prin mânuțele ei trece. Să ne bucurăm că în satul mare sunt asemenea personalități, asemenea oameni dedicați istoriei și culturii sărmărene. Vă doresc sărbători frumoase, că sunt în apropiere. Îi mulțumim lui George Vulturescu pentru frumoasele cuvinte. Vorbea Dumitru Păcuraru despre ultimul drum al lui Vasile Lucaciu, drumul pe care l-a făcut după moarte. Drumul a început la Satu Mare și s-a terminat la Șișești. Trenul mortuar care îl ducea înspre locul unde a dorit să-și serbeze eternitatea, a oprit în fiecare gară. Clopotele în fiecare sat au bătut și oamenii, românii, au venit să-l salute pe eroul lor. Este o chestie absolut tulburătoare și eu am povestit acest episod tânărului Adrian Lupescu. Și el a spus,
Dar când a oprit la apa, oare ce s-a întâmplat? Pentru că la apa s-a născut și iată, după tumultul acestei vieți, trenul morții oprește în satul în care s-a născut. Și atunci, tânărul nostru a compus o melodie, muzica și versurile îi aparțin și bate clopotul din nou la apă. Adrian Lupescu are 17 ani, este autorul a 4 cărți și este considerat de critica românească de nivel, vorbesc de Gheorghe Grigurcu, de academicianul Ion Pop, unul dintre cei mai valoroși poeți din generația sa. Iată că l-avem aici, în neamul nostru, în orașul nostru, în biserica noastră. Adrian Lupescu. Și
ca și șești îți e săpată groapa. Un trup în mormânt și nu-mi crezi. Un trup în mormânt și nu-mi crezi. Îi mulțumim lui Adrian Lupescu, un trup în mormântă și nu-mi crezi. Sătmarul, spre deosebire de multe alte părți ale României, iată care și o puternică și senină coloană culturală tânără. În urmă cu câțiva ani, aici, în fața bisericii, inauguram bustul părintelui greco-catolic, martir prea devreme, Petru Bran, primul profesor de limba română din Satu Mare. Instituția care s-a ocupat și numai Robert Laszlo, care urmează să vorbească, și părintele protopop știu cât de greu a fost să-l punem pe Petru Bran, pe primul profesor al limbii noastre din Satu Mare, aici, lângă, pe locul bisericii unde a slujit el. Aș spune că în orașul acesta, în județul acesta, există un flux de oameni tineri și Adriana Zaharia este un om tânăr, care vor duce mai departe, iată, ilustra moștenire. Noi suntem, se spunea despre Constantin Lukács, că a fost o umbră. Să fim noi măcar demni să fim moștenitorii acelei umbre. Îl invit pe Robert Laszlo, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare. El a câștigat concursul de director la vârsta de 22 de ani și spunea lumea că nu-i prea tânăr și i-am zis că dacă puneam unul de 70 de ani, era nicio problemă, dacă e tânăr. Și aș dori să spun că această instituție a contribuit esențial la apariția acestei cărți din punct de vedere financiar, alături de informația zilei. Robert Laszlo. Mulțumesc. Părinte protopop, dragi credincioși, încă din capul locului voi spune că meritul cel mai mare al cărții Adrianei Zaharia este acela de a fi făcut o reparație morală majoră, de a scoate din uitare o figură istorică, până acum nu prea puțin cunoscută. Poate că dacă nu ar fi fost fratele celebrului Vasile Lukács, Constantin ar fi fost mult mai ușor de individualizat. O figură nobilă, un luminător al poporului său, implicat în prima linie a afirmării identitare a neamului său, pentru că el nu a fost doar un simplu preot de țară, ci un lider implicat, un vizionar autentic. În timpul primului război mondial, în 1915, Constantin Lukács se refugiază la București, de unde le scrie credincioșilor săi români din Craidorolț, citez: „Mă voi întoarce la Craidorolț, însă atunci Craidorolțul nu va mai face parte din Ungaria.” Am încheiat citatul. A fost un vizionar care a înțeles foarte repede spiritul vremurilor în care trăia. Tot în 1915 îi apare la București un volum, Biserica, Școala și Armata. Un studiu comparativ extrem de bine documentat, care demonstrează spiritul său elevat, superior,
cu o nebănuită capacitate de analiză și sinteză. În aceste trei instituții, el vede pilonii esențiali ai susținerii unui stat național. Ca și fratele său, mai mare, Vasile, Constantin s-a aflat mereu în tumultul bătăliei pentru emanciparea neamului său, fiind considerat de stăpânirea austro-ungară un spirit rebel, un reacționar, un valah periculos. Niciodată însă nu a putut fi înfricoșat, niciodată nu a putut fi cumpărat. Fără aceste înalte conștiințe, fără aceste elite, cu siguranță că soarta românilor din Transilvania ar fi fost una tristă. Dar Constantin Lukaciu, ca și aproape întreaga elită românească transilvană, a înțeles că singura modalitate de a învinge este curajul de a afirma răspicat dreptul românilor de a trăi toți împreună într-o singură țară. Viața lui nu a fost prea lungă. A murit la 60 de ani, în timpul păstoririi sale la Vechea Biserică Greco-Catolică, locaș care a existat chiar în acest loc. După moarte, îi va lua locul fratelui său, Vasile Lukaciu, dar nu pentru multă vreme, pentru că doar peste 2 ani, în 1922, va trece și el la cele veșnice. O felicit încă o dată pe Adriana Zaharia pentru această splendidă carte și mă gândesc că aici, la intrarea în biserică, alături de bustul altui preot martir, Petru Bran, primul profesor de limba română din Sătmar, să ridicăm un bust al lui Constantin Lukaciu. Ar fi un al doilea pas de reparație morală și să sperăm că nu și ultimul. Vă mulțumesc! Iată o idee excepțională, să-l avem pe Constantin Lukaciu de-a dreapta lui Petru Bran. Și acum este momentul cel mai important al întâlnirii noastre, în care autorul se explică, cum se spune, și o invităm pe Adriana Zaharia, asigurându-o de admirația și recunoștința noastră pentru tot ceea ce face, pentru a demonstra că Sătmarul acesta a fost, este și va fi un oraș românesc. Adriana Zaharia. Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele elogioase pe care mi le-ați adus în această zi. Mulțumesc Părintelui Protopop și tuturor celor prezenți care ați avut răbdarea ca să stați până la final. Cuvintele le primesc, dar le întorc celui care a fost Constantin Lukaciu, pentru că le merită cu prisosință și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat, atât financiar și tuturor celor care m-au susținut și moral, ca eu să pot să finalizez acest proiect, început în urmă cu mai bine de un an. Într-adevăr, ideea a pornit de la reeditarea cărții scrise de Constantin Lukaciu în 1915 și exact așa cum spunea și domnul Păcuraru, dacă doar reeditam cartea, nu s-ar fi știut mare lucru despre Constantin Lukaciu decât acea pagină pe care a scris-o Iorga în 1920, la moartea lui, că a fost fratele dr. Vasile Lukaciu și că, din păcate, tumultoasa glorie și viața fratelui său l-a pus în umbră. Eu am încercat să reconstitui figura fratelui mai mic, Constantin Lukaciu, bazându-mă pe documentele din presă, lucrez de peste 17 ani la Informația Zilei și n-aș fi vrut să mă bazez doar pe documentele din presă, am găsit câteva și în arhiva muzeului de la Alba Iulia care s-au păstrat, dar, din păcate, pomeneam antevorbitorii mei,
despre lucrurile mai puțin plăcute sau dureroase pe care încă le constatăm că se întâmplă astăzi pentru Biserica Greco-Catolică. Eu fiind o credincioasă greco-catolică, îmi permit să vorbesc din acest punct de vedere. Încă arhivele bisericii nu sunt date în cercetare, cel puțin la Satu Mare. Țin minte că m-am întâlnit cu părintele protopop pe vremuri la arhive, căuta înainte să se apuce de restaurat pe aici prin biserică, căuta niște schițe care n-au fost la arhive, din fericire le-am găsit după câțiva ani și au fost publicate în albumul pe care vi l-a dăruit domnul procuraru, dar într-adevăr erau foarte binevenite să se cunoască aceste schițe înainte ca arhitecții și cei care au refăcut pardoseala bisericii să se ghideze după acele schițe. Dar să spunem că efortul meu nici n-a fost așa de mare, că eu am stat undeva într-un birou la căldură față de efortul celor care au trăit în vremea lui Constantin, față de efortul fraților Lucaciu, care și-au lăsat casele, Constantin Lucaciu, și-a lăsat întreaga avere adunată, chiar pomenește și el, că nu a reușit să scrie mai complex cartea Biserica, Școala și Armata, pentru că toate schițele i-au rămas și toate cărțile, mobilierul, tablourile, tot ce avea agonisele lui de o viață i-a rămas la Craidul Olț în momentul în care s-a refugiat. Apoi a plecat peste mări și țări împreună cu fratele său Vasile în Statele Unite. Acolo, după ce am terminat de scris și era deja cartea dată în tipar, a fost preot în Detroit, 2 ani de zile, a reușit să cumpere o casă parohială pentru biserica respectivă, am reușit să iau legătura cu preotul care este la biserica respectivă și să spună că încă mai există acea casă parohială. Oarecum dacă îți dedici activitatea unei familii sau unei perioade, chiar și atunci când spui că ai terminat de cercetat, mai apar lucruri noi la ivială. Desigur, acestea vor fi cuprinse în cartea pe care vreau să o dedic familiei Lucaciu și pe lângă cei doi frați pe care acum îi cunoaștem cu toții, să-l pomenesc și pe Epaminon de Lucaciu, fiul lui Vasile Lucaciu, care a plecat în Statele Unite și a înființat acolo primul ziar românesc pentru românii din Statele Unite, Ziarul Românul, a înființat o biserică greco-catolică, să-l pomenesc pe cumnatul lor Ioan Costin, căsătorit cu sora geamănă al lui Constantin Lucaciu, care a scris un roman, Moara din Șișești, și a făcut, chiar vrea să înființeze un muzeu al memorandiștilor și închinat lui Vasile Lucaciu în perioada interbelică, să-l pomenesc și pe fratele mamei, Nicolae Tot, care a fost episcop greco-catolic, să-l pomenesc și într-adevăr și pe Petru Lucaciu, inginerul care a adunat o sumă însemnată pentru studenții meritoși și oarecum așa ca un gest simbolic, nici nu se compară, mă gândeam că toți se apropie sărbătorile și Sfântul Nicolae și cărțile pe care le-am donat eu astăzi, bisericii, sunt un număr de 20 de bucăți, vreau să le donez copiilor meritoși, fetelor de la casa de la centrul de pe Rodney, așa că vă rog să le cumpărați ca să le facem o bucurie de Sfântul Nicolae celor care se străduiesc să studieze. Și ce aș mai putea să spun, mă bucur de să aud de inițiativa o reparație morală, ar fi într-adevăr și un gust al lui Constantin Lucaciu. Mă gândeam la un moment dat și eu, dacă tot a fost scriitor, să-l punem pe Alea Scriitorilor, acolo în pasajul Coposu, pentru că tot când lucram la această carte am găsit certificatul lui de deces și am găsit locul și adresa unde a murit, precum și data. Tot atunci am găsit și certificatul de deces al primului primar, Augustin Ferențiu, de a cărui biografie mă ocup și de personalitatea lui mă ocup de câțiva ani. Acum am găsit certificatul de deces și locul în care a murit și exact data. Și acum pomenea domnul procurar să fac o scurtă biografie și primului primar român de Satu Mare, care a fost și el oarecum scriitor în perioada austro-ungară, a scris primele capitole din celebra monografie coordonată de Borowski, care a apărut în anul 1908. Nimeni nu se gândea sau nu a asociat numele lui Augustin Ferențiu, primul primar, cu
cel care a semnat primele trei capitole și a scris foarte bine partea economică. El era atunci consilier la Consiliul Orașului și vă mulțumesc că ați fost, vă spun încă o dată, în număr mare și că ați avut răbdarea să stăm ca să omagiem, de fapt, membrii familiei Lucaciu și toți cei care s-au jertfit ca noi să fim astăzi aici, să putem să vorbim liber, într-adevăr, în biserica noastră. Vă mulțumesc încă o dată pentru cuvintele calde și tot ca o reparație morală, aș zice eu, asta am aflat cu tristețe după ce a apărut cartea și după ce fostul director al muzeului, domnul Ciobotă, a scris că, din păcate, mormântul lui Constantin Lucaciu, pe care îl căutam și cu domnul Felician Pop se întreba oare unde este, am aflat că s-a distrus, deci nu s-a păstrat nici măcar piatra funerară, mormântul a fost refolosit. Dacă personajul nu a avut urmași, normal că nu a avut cine să aibă grijă, dar, din păcate, a fost refolosită și piatra funerară a mormântului, așa că ideea măcar a unei plăci sau a unui bust este binevenită și sperăm să ne mai strângem încă o dată așa de mult la inaugurarea măcar a unui plăci comemorative, dar totuși un bust ar fi ideal al celui care a fost Constantin Lucaciu. Vă mulțumesc încă o dată și în încheiere aș dori să-i felicit pe cei doi care ne-au încântat și sufletul astăzi aici cu harul lor și îmi subliniasem eu aici la o adunare din 1913, la o reuniune a învățătorilor. Constantin Lucaciu a fost un bun organizator, într-adevăr, a fost președintele reuniunii învățătorilor din Sătmar și Sălaj. Deplângea soarta limbii române, manualelor române, a doinelor, ce se va întâmpla cu doinele noastre, cu cântecele noastre. Iată că poate că sufletul lui, acolo unde este, este bucuros astăzi să audă că tinerii din ziua de azi încă se mai gândesc la doinele române, așa că îl felicit pe Adrian Lupescu pentru doina dedicată lui Vasile Lucaciu. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și îi dau cuvântul părintelui Protopop. Mă gândesc că mai are dânsul ceva să ne anunțe. Obișnuim să mulțumim întotdeauna Bunului Dumnezeu pentru toate câte sunt. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că în parohia noastră am avut șansa să se stabilească și să fie de câțiva ani buni Adriana Zaharia. Îi mulțumesc Bunului Dumnezeu de asemenea pentru această frumoasă zi și pentru că după ce mulțumim lui Dumnezeu trebuie să mulțumim și celor de pe pământ. Le mulțumesc distinșilor noștri oaspeți, intelectualii și elita sărmăreană. Iată, elita crește încă cu o persoană astăzi, în persoana lui Adriana Zaharia. Nu știu când o să mai reușim să îi întâlnim și să avem prezență în biserică pe distinșii noștri domni pe care îi vedem astăzi. O să veniți la microfon să spuneți ceea ce doriți să spuneți. Le mulțumim din tot sufletul, într-adevăr, de-a lungul timpului, prin strădaniile lor. Am avut beneficii diverse, nu noi neapărat ca și parohie, ci comunitatea noastră din Satul Mare, legat de Petru Bran, legat de, iată, Lucaciu. Sunt ocazii pe care ni le amintim cu mare, mare plăcere. Și acum, în final, mulțumindu-vă încă o dată pentru prezență, domnul Păcuraru Dumitru, domnul Pofelician, domnul George Vulturescu, domnul Robert Laslo, vă mulțumesc din tot sufletul încă o dată pentru că sunteți și vă așteptăm și vă rog foarte frumos, atunci când veți mai avea lansări de carte, cuprindeți-ne și pe noi în agenda prezentării de carte pe care o veți face. Mulțumim foarte mult domnului Dumitru Păcurar pentru că în paginile și la televiziunea pe care o conduce nu odată ne-a cuprins și sunt sigur că în continuare o să
avem ocazia să prezentăm cele ce trebuie prezentate și spuse nouă tuturor. Îi mulțumim încă o dată Bunului Dumnezeu pentru această frumoasă zi. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să ne putem bucura întotdeauna de cât mai mult astfel de evenimente, multe astfel de evenimente. O să celebrăm un parastas acum pentru Constantin și Vasile Lucaciu, dar și pentru Viorel, dacă bine rețin, un credincios care a murit în urmă cu 6 săptămâni, și mulțumesc pe această cale familiei care a acceptat să fie împreună cu noi și să celebrăm acest parastas acum în încheierea acestei frumoase prezentări de carte.